sunteți de acord? Dăm cuvântul domnului primar să fie Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local de astăzi. Astăzi avem 6 proiecte de pe ordine de zi. Am urmând în dumneavoastră, avem o suplimentat ordine de zi cu un proiect de modificare. Cu două? Așa. Unul cu aprobarea indicatorului tehnicului economic pentru investiția, extindere, modernizare, renovare și dotare cămin cultural din sat Caș, comuna Caș, județul Bacău, fiindcă s-a modificat TVA-ul de la 20% sau cu 19%. Aici s-au modificat indicatorii. Nu mai nu este. Deci, mai curtați. Deci, un proiect de hotărâre ar fi de modificarea indicatorului domeniu public la căminul cultural din Caș. Din măsurători, s-a cadastrat aici sunt probați mai mari teren decât ceea ce era până aveam noi în domeniul public. Da. Iar la proiectul drumul de modernizare drumul de interes local, tot așa se modifică TVA-ul de la 20% la 19%. Asta mai este un bun proiect. Deci, un proiect de hotărâre privind... Dacă sunteți de acord, domnule. Da. Sunteți de acord cu suplimentarea? Da. Unul. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale ale patrimoniului Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău-Anib. 2. Proiect de hotărâre privind indexarea chiriilor și a redevenției la imobilele chiriate și concesionate. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic actualizat, reprezentând noua valoare a investiției, modernizarea drumului de interes local în comuna Caș, județul Bacău. Ca urmare a modificării TVA de la 20% la 19%. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru investiția, extindere, reabilitare, amenajare și echipare la școala gimnazială Învățător Nicolae Păslaru, stat Caș și comuna Caș, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării, extindere, rețea distribuției apă în zona Vlașca, stat Caș și comuna Caș, județul Bacău și de aprobarea listei de inventar a bunurilor de retur de la această investiție ce se transmite spre exploatare către SC Crab Bacău, de mandatarea ADIP să reprezinte și termineze numele Comunei Cașin, anexă la contractul de legare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. 6. Proiect de hotărâre privind atestarea unui imobil ca făcând parte din domeniul privat al Comunei Cașin de Bacău. Și celelalte două proiecte care v-am spus mai înainte. Dăm citire primului proiect. Sunteți de acord, da? Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Anib în cuantum de 1000 de lei. Articolul 2. Se mandatează domnul Soroi Daniel, având calitatea de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Anib, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și cum urmează. Pentru localitățile cu de rangul 3, cuprinse în proiectul extindere și modernizarea sistemului de apă și apă uzată în județul Bacău, 20.000 lei. Slănic Moldova, 3.000 lei. Comunele cuprinse în lista de investiții prioritare 2014-2020, aici ne cadrăm noi, 1.000 de lei. Comunele fără investiții în infrastructura de apă și canalizare, 100 de lei. Articolul 3, prezenta hotărârii, va fi comunicată persoanele menționate în articolul 2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Anib, prefectul județului Bacău, va fi adusă la poziție publică în potențele legii. Raportul de avizare. Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale de patrimoniu ADIP, consideră că acesta este necesar și oportun, conform prevederea articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizând proiectul de hotărâre și propune Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Punctul 2. Privind indexarea chiriilor și a rezidenței la imobilele închiriate și concesionate. Consiliul Local al Comunei Caș și județul Bacău, întrunind ședința ordinară din data de 20.02.2017, la care participă un număr de 10 consilieri, din totalul de 12 consilieri locali, în funcție a fondului de dezbatere. Media indiciului de inflație pe anul 2016, față de media indiciului de inflație anului 2015, este de 9,45%, așa cum este publicat în Institutul Național de Statistică, Direcția Județeană de Statistică Bacău.
Expunerea de motive a primarului numărul 1299 din 16.02.2017 și referatul 1298 din 16.02.2017 al doamnei Ticuleanu Minița, inspectorul în cadrul compartimentului buget contabilitate, venituri prin care propune ca chirire și devența imobilului Consiliului Local, concesionate sau închiriate unor societăți comerciale și persoane fizice, să rămână la nivelul anul 2016. Raportul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economică, Social, Buget, Finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și servicii și comerț. În temeiul articolului 36, alineatul 2, litera C, articolul 45, coroborat cu articolul 48 și articolul 115 din alineatul 1, litera B, din legea administrativă publice locale, numărul 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Pentru anul 2017, chiria și redevența imobililor închiriate de Consiliul Local Cașin, unor persoane juridice și fizice, rămâne la nivelul anului 2016. După cum urmează, teren domeniul public, 50 metri pătrați, închiriat de I.I.M. și Maria, 2116 lei. Teren stație autobuz, 34 metri pătrați, închiriat de 10 abicomsele lei, Cașin, concesiune aici, 1846 de lei. Teren domeniul public, 39 metri pătrați, închiriat de 10 iomosurile Cașin, 1149 lei. Dispensar medical, construcție 67,80 metri pătrați și teren aferent 31,50 metri pătrați, închiriere 479 de lei. Pășune domeniul privat, lotul 6, dealul Stânii, 29,28 hectare, persoană fizică autorizată Ghiuță Gheorghe, 15.234 de lei. Pășune domeniul privat, lotul 2, Burzici, 48,40 hectare, bovine, persoană fizică autorizată Ghiuță Gheorghe, 6.514 lei. Pășune domeniul privat, persoană fizică autorizată dealul Stânii, 29,28 hectare, tot Ghiuță Gheorghe, 5.234 de lei. Pășune domeniul privat, lotul 9, 7 hectare, bovine, Bălănică Ion, 622 lei. Pășune domeniul privat, lotul 4, 61,49 hectare, întreprindere individuală, prietenii Ioan Adrian, 2.152 lei. Pășune domeniul privat, lotul 3, 48,41 hectare, Sece Maximilk, SRL Cașin, 2.398 lei. Pășune domeniul privat, lotul 1, 48,79 hectare, Cimpoia Gheorghe Adrian, 2.438 lei. Teren domeniul public, 12 metri pătrați, secere locului de comensal, punct de lucru, conform cursierul la data de facturări. Cum e aici? Conform faptului, cum da. Farmacie, construcție 36 metri pătrați, teren aferent 31 metri pătrați, secere la din farmacie de Unești, 1577 de lei. Vedeți, vreau că se apariază cu la procesiune, fiecare cum a licitat. Deci Ghiuță, care a dat, a vrut să câștige mai mult terenul, el are, am prins vreo 500 milioane de acolo. Și ceilalți când din au avut contrarea citație, în 2020 va face ea licitație. Ca să știți cine vrei să participați, vrei să vă luați o vin. Cine are nevoie. Cine are nevoie? Da. În 2020 să fie toți. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind indexarea chiriilor și a redevenței la imobile închiriate și concesionate, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederea articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, punctul 3. Hotărâre. Pentru aprobarea indicatorului tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției, modernizare drumului de interes local în Comuna Cașin, județul Bacău, ca urmare a modificării TVA de la 20% la 90%. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției, modernizare drumului de interes local în Comuna Cașin, județul Bacău, ca urmare a modificării TVA de la 20% la 90%, după cum urmează. Valoarea totală actualizată, 5.086.183 lei cu TVA, adică 1.288.430 euro. Din care, construcții montaj, 4.791.355 lei cu TVA, adică 1.063.229 euro. Curs euro, 4.564 la data de 16.01.2017.
Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prin autoritate doamnei Băgureanu Mihaela, responsabil cu achiziții publice, primarul Comunei Cașin, ca autoritate executivă, prefectul județul Bacău. Mâine vă trimite la Minister, cred că miercuri ăsta, joi, acolo sau joi, la București, acest proiect pentru a obține finanțare în PNDR, cu Programul Național de Dezvoltare Locală. S-a publicat bugetul următorul oficial, bugetul țării, și de acum le primește cerere. Ne-a trimis și înainte, dar a spus că nu este valabilă, trebuie să le depunem astfel. Și vom depune acest proiect la Minister, ca să știți dumneavoastră. Bun, raport de... Speranța că poate vom obține banii să... Ne asfaltăm domnul Măricuțu drumul, că spus la eu. Raport de avizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația, Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizării reprezentând noua valoare a investiției, modernizare drumuri de interes local în Comuna Cașin, județul Bacău, ca urmare a modificării TVA de la 20% la 19%, consider că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Punctul 4. Proiect privind aprobarea indicatorului tehnico-economic aferenți investiției extindere, reabilitarea financiară și echipare la Școala Generală Învățător Nicolae Păslaru, stat Cașin, Comuna Cașin, județul Bacău. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici a investiției extindere, reabilitare, amenajare și echipare la Școala Gimnazială Învățător Nicolae Păslaru, sat Cașin, Comuna Cașin, județul Bacău, după cum urmează. Indicatori economici. Valoarea totală. 3.197.344 de lei cu TVA, adică 709.024 euro, din care construcții montaj 2.467.048 lei cu TVA, adică 547.078 euro. Curs euro 4,5 lei la data de 6.2.2017. Indicatorii tehnici. Lucrări de reabilitare a școlii prin realizarea unei extinderi pe verticală a grupului sanitar de la repartier pe regimul de înălțime P+2, în scopul realizării de grup sanitar la fiecare nivel a clădirii și consolidarea și reabilitarea termică a întregii clădirii existente a școlii, refacerea integrală a acoperișului, refacerea planșelului de la etaj cu materiale de rezistență antifoc și strat de vată minerală protejat cu plăci OSB, montarea unui termosistem de polistiren expandant ignifugat cu grosimea de 10 mm, la pereții exterior și realizarea finisajelor de tăcuieli decorative, înlocuirea tăcuieliei exterioare din lemn cu tăcuieliei performante energetic, înlocuirea tăcuieliei interioare cu tăcuieliei de lemn și PVC, refacerea integrală a finisajelor interioare la nivelul pereților și pardosele, dotare la nivelul cenicilor actuale, înlocuirea stopilor de centrale termice proprii și corpul de încălzire statice, odată cu robinetul cu cap termostatic, înlocuirea corpului de iluminat cu incandescență cu lămpi excentrice, economice, lucrări de amenajare a trotuarilor, a zonei de circulație, a spațiului verzi exterioare, suprafața construită de 615 metri pătrați, fără tereasă acoperită, suprafața construită de 625,73 metri pătrați, fără tereasă acoperită, suprafața de desfășurată 1725,81 metri pătrați. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta autorului primarul Comunei Cașin și prefectul județului Bacău în 3 de 10 zile de la adoptare. Articolul 3. Prezenta autorului va fi dus la îndeplinire de către primarul Comunei Cașin, județul Bacău, ca autoritate executivă încărcată de ordonator de creier. Acum, mai rost, a modificat în decembrie, anul trecut a modificat un pic ordonanța 28 privind PNTD-ul și se dau fonduri și pentru asemenea lucrări la școli, de reabilitarea școlii. Astăzi, de asta am blocat indicatorii ca să putem trimite la București și această investiție. Solicitare de. Da. Raport de avizare. Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația, Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a investiției, extindere, reabilitare, amenajare și echipare la Școala Gimnazială Învățător Nicolae Păslaru, sat Cașin, Comuna Cașin, județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Punctul 5. Proiect privind aprobarea listei de inventar a bunurilor de recurs de la extindere rețea distribuției apă în zona Plașca, Sascaș, Comuna Cașin, județul Bacău, ce se transmite spre exploatare către SCE Grab, SA Bacău. Hotărăște. Articolul 1.
Se aprobă lista de inventar a bunurilor de depus de la extinderea rețea distribuției apă în zona Vlașca, sat Caș în comuna Caș, județul Bacău, ce se transmite pe exploatare către SC Grabe sau Bacău, conform anexei numărul 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Valoarea totală a bunurilor de depus ce se transmit pe exploatare este de 73.530 lei cu TVA. Articolul 3. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP să reprezinte și semneze numele Comunei Caș, anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Articolul 4. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre primarul Comunei Caș, compartimentul buget contabilitate, venituri, compartimentului tehnic, revitul județul Bacău și fece grab de Bacău. Raportul de avizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Vitanție, Administrația Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Serviciu și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de inventar a bunurilor de retur de la extindere rețea de distribuție apă în zona Vlașca, sat Caș în Comuna Caș în județul Bacău, ce se transmite spre exploatare către SC Grab S.A. Bacău, consider că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Punctul 6. Proiect privind atestarea unui imobil în suprafață de 414 m² ca făcând parte din domeniul privat al Comunei Caș de Bacău. Hotărăște. Articolul 1. Se atestă faptul că face parte din domeniul privat a Comunei Caș de Bacău, imobilul în suprafață de 414 m² situat în satul Caș și Comuna Caș de Bacău, în intravenalul comunei, cu următorii vecini. Nord, Marea Carmen, Sud, Curierea Gheorghe, Est, Drumul Exploatare, Vest, Adrianul Gheorghe și Brândușa, conform anexei planul de amplasament și delimitarea imobilului, și face parte integrantă de prezenta hotărâre. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre primarului și prefectului de sub Bacău. Este vorba o societate făcută de Adrianul Gheorghe. În spatele grădinii are o râpă, ce știi că merge la stadion. Aceea râpă s-a ruptat. Nu vrea să consolideze. Terenul se doar de un zi de sprijin. Și vederea consolidării, el a fost solicitare să cumpli terenul respectiv. Adică nu face investiții să consolideze terenul și cum o să se duce cu cineva că îi pune acolo lucrarea cu fond sau ce-i pune. Asta. Pentru asta trebuie terenul intamponat, ca să scoatem la licitații și trebuie utilizat cu Consiliul Local de atestarea unui domeniu privat. Este asta. Da. Comisia pentru Administrație Publică se ridică apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor, a arătat proiectul de hotărâre privind atestarea unui imobil în suprafață de 414 m², ca făcând parte din domeniul privat al Comunei Cașin, considerat că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Aici da. Proiectul care s-a comentat, privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul bunurilor aparținând domeniul public al Comunei Caș și județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul Caș numărul 31 din 1999. Hotărăște. La articolul 1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al Comunei Caș și județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Caș numărul 31 din 1999, după cum urmează. Poziția numărul 173, coloana 4, va avea următorul cuprins. Situată în centrul civic al satului Caș, cu o suprafață construită de 84 m², cu parter, fundație de beton, pereții din cărămidă, acoperișul cu învelitoare de tablă acordată la rețeaua electrică. Asta e vorba de baia comunală. Poziția numărul 176, coloana 4, va avea următorul cuprins. În centrul satului Caș, suprafața construită este de 268 m², regim de înălțime parter, fundația este din bolovan de râu, cu pereți din cărămidă, acoperiș din lemn, învelitoare din țiglă. Construcția este acordată la rețeaua electrică, terenul aferent cu construcție este de 1183 m² și anexa chioș cu suprafață de 44 m². Asta e vorba de căminul cultural. Fiindcă când s-a făcut intabularea, a ieșit alte suprafețe decât erau cele trecute din domeniul public, inițial. Și astea sunt suprafețele reale. A căminului, a băiei comunale și a terenului aferent. Da. Raportul de avizare. Comisia pentru Programul de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Serviciu și Comerț, analizând proiecte de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al Comunei Caș în județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată.
Comisia pentru Administrare... Nu, nu, nu. Să semnez, vedem că trebuie să scriam ceva și... Da, ești, da? Următorul punct care s-a suplimentat e proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economici pentru investiția, extindere, modernizare, renovare și dotare, cămin cultural de Sărcașul Comun, Acașul Județul Bacău. Expunere de motive. Stimate doamne și stimați consilieri, manifestările culturale din întreaga comună Cașin se desfășoară în comuna Cașin, în cămin cultural comunii Cașin, zilele comunii, concursuri, mici și mistere, diferite alte evenimente culturale, nunți, botezuri și comedii. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrate Publice a lansat pe 15 mai 2015 ghidul general consultativ al solicitantului, iar pe 23 iulie 2015 a fost anunțată adoptarea de către Comisia Europeană, a Programului Operațional Regional POR 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrate Publice în calitate de autoritate de management, care va finanța prin actele sale prioritare proiecte ce interesează comunitatea noastră locală. Asta ne propune ca prin PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală, să obținem finanțare pentru proiectul nostru, extindere, modernizare, renovare și dotare cămin cultural din sat Caș, Comuna Caș și județul Bacău. Ca urmare a întocmirii proiectului tehnic de execuție, de către 10 arhiproiecții de Bacău s-au stabilit indicatorul tehnico-economice a investiției. Principalele capacități tehnice costau un lucrări de extindere a clădirii existente, prin realizarea unui tronson, modernizarea, renovarea și dotarea funcțională și structurală a construcției existente. Prin 9 compartimente, propusă să se obține un cămin funcțional model, adaptat la funcțiunea dorită și va putea permite desfășurarea de activități structurale diverse. Lucrările care se vor realiza sunt consolidarea construcției existente, extinderea la rost cu o aripă nouă pentru o sală de spectacole, realizarea unei șarpante noi, cămășuirea cu beton armat al fundațiilor, execuția planșelului cu grinzi de beton armat, înlocuirea sobrilor de încălzire cu o centrală termică proprie și corpul de încălzire statice, înlocuirea corpului de iluminat cu incandescență cu lămpi electrice economice, lucrări de amenajare a trotuare de jurul clădirii, date și indicii care caracterizează investiția situată propusă prin DALI. Suprafață construită 437,38 m², suprafață desfășurată 437,38 m², capacitate locul 191 locuri. Deci, practic, se va dubla căminul cultural prin această extindere. Conform de vizul general, documente proiectul investiții 10 arhiproiecții de Bacău, indicatorii economici sunt valoarea totală 1.480.299 lei cu TVA, adică 328.846 euro. Din care construcții montaj 1.191.644 lei cu TVA, adică 264.722 euro, curs euro 4,5 la data de 4.11.2016. Pentru aceste considerente, supunem aprobării Consiliului Local ca și propunerea primarului de aprobare a investiției și a indicatorului tehnico-economice. Și apoi să aveți soluții tuturor. Deci ați văzut că banii veniți la Uniunea Europeană, prin port, îi adresează în Ministerul Dezvoltării. Și la Ministerul Dezvoltării se repartizează mai departe la cei care au nevoie de asemenea lucrări. Da, raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Serviciu și Comerț, analizând proiecte de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economici pentru investiții, extindere, modernizare, renovare și dotare cămin cultural din sat Caș în Comuna Caș în județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizând proiectul de hotărâre și propune Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. În
ceea ce privește punctele prevăzute în, pentru ședința de astăzi, consider că toate sunt necesare și sunt curente. Vrând nevrând trebuie să le aprobăm. Unele aparțin pentru noi, unele sunt de la Bacău, Adibu, modernizare, ce mai vede, TVA-ul care a crescut de la la, una a scăzut și așa mai departe. La școală trebuie să aprobăm investiția, că, adică să intre în proprietate. Bunul respectiv, cu apa s-a făcut lucrarea, trebuie să o predăm. Așa. Modernizarea domeniului public este clară problema. Adică indicatorii tehnico-economici sunt. Dar, cu rugămintea dumneavoastră și amabilitate, aș vrea să întreb pe domnul primar câteva probleme. Dacă s-a aprobat pentru comuna Cașin, ca făcând parte din localitate de interes turistic, pentru că a dat aseară la televizor că au venit aprobările și a dat două localități din Moldova. A dat aseară două localități. Și încă ceva, da. Vreau să știu dacă și pentru Cașin a venit aprobare. M-ar interesa, și cred că pe toată lumea, care este stadiul lucrărilor privind apa și canalizarea pentru comuna Cașin. Tot ieri s-a stabilit și a dat pe mass media și pe radio și televizor, până în 2018 trebuie să înceapă toate lucrările. Astea-s date pe post și doresc să știm și noi dacă se poate. Ce mai putem face în continuare cu problema privind extinderea de gaze în zona Curița? Ați auzit ieri cu pătăierea pădurilor la viața satului și cu Val Școpă privind tăierea unor drepturi de a mai exploata și a mai procesa nu știu ce și a mai exportul respectiv. Am fost sâmbătă la București, am discutat și cu cineva, este un prevăzut să lucrează la un proiect care să se oprească tăierile de tot pe România, cu sprijinul altor țări din afară care ne cam obligă deja. Și părerea mea că trebuie să facem ceva și cu treaba asta. Să ne mai gândim, să încercăm să facem, să căutăm o firmă care să facă studiu, aici e marea problemă. Dacă ați creionat ceva în legătură cu cimitirul eroilor din al doilea război mondial și punctele care au fost pe teritoriul comunei Cașin, ceea ce de fapt am mai rugat pe dumneavoastră să mai încercăm să facem ceva. V-am spus unde atunci și tot ce trebuie. Așa. Aș vrea să întreb ceva. Privind plata consilierilor. De ce? Cei mai vechi cred că știu. A fost o sumă, acum e altă sumă. De ce? Nu știu. Am întrebat-o și eu pe doamna. Era 118, 119, acum e 97. Mă rog, probabil că e legal, este... Luați statele vechi. Cât este acum? 97. Și cât a fost? 170, 180. Păi luați anul trecut toate... Da, dar asta cu 97, 98, cum suntem, e de mult. Nu, e acum. Și luna trecută și acum. Dumneavoastră, ca pensionar, luați mai mult decât noi. Plăteam cea nu știu. Sănătate. Eu vorbesc că... care sunt drepturile consilierilor. Și aș vrea, dacă este posibil, să-mi dați, doamna secretară, numărul, numai puțin. A spus că rămâne la același nivel. Mă rog, numărul... Număr, da, a fost o ordonanță care
a blocat mărirea indemnizației consilierilor anul trecut, când s-a mărit salariile primarilor. Și aia a blocat. Da, și a venit mai iarăși, dar prin care spune se blochează în continuare. Da. Rămân la nivelul de... Aș vrea să-mi dați și mie numărul acestor ordonanțe. Vreau să fac o interpelare parlamentară, să o trimit, să vedem ce răspuns primesc. Ca cetățean și consilier în cadrul comunei. Pentru că și aseară când s-a dat de către Ministrul Muncii problemele care vor fi dezbătute, s-a ajuns numai la, până la viceprimar. Viceprimar de comună. Consilierii au rămas în afară. Nu s-a mai spus nimic. Și mă interesează ceva, ca cetățean. Eu mai sunt, nu mai sunt un an, doi, pe aici e mult. Pentru că asta e vârsta și viața. Cei care vin din urmă. Și ar fi corect să se știe exact. Da, o să vină doamna din urmă, doamna din urmă, și o să vă explice ce lucrurile. În ceea ce privește căminul curtular, proiectul care va intra și va face ceea ce am discutat de fapt cecenițele de anul trecut. Așa. Aș dori să țineți cont în ceea ce privește centrala de alimentare să fie cu gaz și cu lemn. Așa. Atât. Asta vreau să rog. Pentru că e vorba de viitor. Cel care închiriază pentru o nuntă, pentru un botez, consumul de gaz care l-a făcut, îi se notează, contoarul e atât, atât, ăsta se îmbane, plătește și se adună și se achită da. Factura. O să vă dau... Cam atât. În rest, sunt... La care, la care cămin? Viitor. Cam atât. În rest, sunt de acord cu tot ce trebuie să facem să fie da. Bine pentru comunitate. Mulțumim, domnule Cea, să vă dau răspunsul cu loc, ca să nu mai... Da, 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 corect. Deci, în legătură cu Emilia Funica și un... Arta turistică a României, există o comisie la minister care analizează niște proiecte. Noi trebuie să depunem proiecte. Am vorbit cu dumneavoastră. În cadrul acelei comisii din zonă face parte primarul și ochii de la Târgu Mureș. Am vorbit cu dânsul, de când am aflat, când a spus dumneavoastră că avea să depun proiecte și sunt interesați unii cetățeni în Cașa să depun proiecte pe turism. Așa am vorbit cu dânsul. Era plecat în Republica Moldova și săptămâna asta a zis că ei vin la servicii. Și de vizionare asta, mâinii sau poimâni o să merg la Târgu Mureș să ne spună ce avem de făcut. Că te-ai făcut un proiect. Deci nu te primești o solicitare și un proiect. La începuturi, când s-a făcut această organizare, zic eu, a localității pe arta turistică, cine s-a înscris, i-a primit. Asta a fost acum ani de zile. Acum ani de zile, da. Cine s-a înscris? Acum, ca să te primească, trebuie să faci un proiect în care să rezulte că, într-adevăr, comuna Cașin trebuie primită partea turistic. Da, turistic. E păcat că noi avem problema cu porțile, care da. Este cum e săpânța cu cimitirul. Da, pentru ceva. Și câte mai sunt câteva monumente istorice. Da. Și e păcat ca să nu fie și Cașinul nu cuprinți. Mănăstirea Cașinului e cuprinți? Cașinul nu e cuprinți. Dar nici mănăstirea. E cuprinți, vă aduc eu lista. Ne-am citit, nu, David. În legătură cu... Da? Da. Mănăstirea Cașinului e cuprinți, da. Dar a fost la început. Când s-au scris... Deci Mănăstirea Cașin a fost la început. Mănăstirea Cașin, Ștefan cel Mare, Oituzu... Da, ei a fost la început, s-au scris la început, asta e vorba de 10 ani în urmă, dacă nu da, 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 cam așa ce. În legătură cu apa și canalizarea, cu proiectul, se face acum, se lucrează la SF, se lucrează la studiul fizabilitate, și cei care lucrează, consultanții care lucrează la studiul fizabilitate, a zis că cel târziu, în octombrie, toamna lui 2018, va începe și lucrarea, execuția. Să dea Dumnezeu să fie așa, să nu fie da, primi la licitație, la... Deci, da, așa, lista la LIP, lista prioritară de prioritate. Noi suntem prinși și am fost pe interior, chiar am fost și la Curița până în capul la domnul Comar acolo, acolo vor să facă un efort de apă, să cumpărăm un teren și între timp, când o să-mi aducă tot SF-ul, o să fie nevoie să cumpărăm un teren acolo. Da, oricine, nu contează. Trebuie să punem un teren unde va fi un rezervor, capa va fi pompată până la rezervorul de acolo, că acolo poate cea mai înaltă și de acolo va veni cu încădere liberă. Ca să mai fi probleme cu presiuni, cu... Atâția și lucruri. Corect, va fi... Trebuie să fac un fel de stație, trebuie să fie o persoană în loc de muncă acolo. Da, da. Cu cimitirul eroilor trebuie luat legătura, v-am zis, cu terenul de acolo, trebuie să ne uităm, să vedem cine e și cu ei. Dacă e să facem acolo un cimitir, trebuie să cumpărăm terenul respectiv.
Trebuie să luăm la omul care ne-a zis de o troiță trebuie făcută. Da, să facem o troiță. Numai puțin, domnul primar. Dacă cunoaște cineva sau dacă are cineva o fotografie cu fostul cimitir de acolo unde erau brazii aia mulți frumoși și acolo era o chestie foarte interesantă, poate dați un zvon în sat, în comună, și găsim o fotografie măcar să ne putem orienta. Da. Cu planta consilier, domnul Dințu, domnul Vârceanu spune că până mai mult lua o sumă de 100. Era altă sumă. Și acum zice că e mai puțin. Era 100 când nu era codul fiscal cu CASE-ul, cu pensia. Acum e 97. Și așa ați luat un an și ceva, luați atâta. Dacă vreau să luați mai mult, fie că nu plăteați CASE. Pe cât am luat codul fiscal, nu plăteți și nu luați CASE. Și pensionarii plăteți. Deci începând de am întrebat pe doamna casieră și nu aștept. Și n-a știut? Nu, că doamna face. Păcat. Vreau să știe și ea. Mulțumim să rămână. Da. Punctele pe ordinea de zi? Da, poate mai doriți. Da, domnul... Sunt de acord cu toate proiectele inițiate de domnul primar. Bineînțeles că sunt în folos comunii. O întrebare. Căminul, extinderea, spuneați că se va mări la o capacitate de aproape 200 de locuri. Da. Extinderea va fi către Părculeț? Extinderea va fi cum a fost cel inițial. Va fi în formă de... Trebaia comunală. Iar baia comunală va deveni muzeu, va fi ceva, o vom folosi cu ceva. Eu zic la baia comunală să nu ne grăbim, să găsim o utilitate. Primul va fi biblioteca acolo, într-o parte. Primul va fi biblioteca, într-o cameră, că biblioteca va pleca de aici, în cămin. Și va fi acolo. Și căminul se va extinde către în locul bibliotecii. Unde a fost la vei. Da. Și unde e biblioteca, nu? Nu. Unde biblioteca va fi de bar pe etilii și va fi totul la cămin. Pe așa. Iar cum a fost aripa aia de aici. Să rămână o singură construcție. Și rămâne și curt interioar. Pentru... Am înțeles, am înțeles. Da. Asta. Iar și ăla va fi cu portul celălalt din bucătărie acum. Cum i-a mărțit acasă? Va fi pe etilii făcut în ambele arii. Da. La o munt, la o spectacol, la orice. Cine stă într-o poartă într-o va avea aceeași vedere. Să facă... Spatele spre școală. Da. Da. Trecem la vot? Da? Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar Bacău, adic. Cine este pentru? Mulțumim. 2. Proiect de hotărâre privind indexarea chirilor și a redevenței la imobilele închiriate și concesionate. Cine este pentru? Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției, modernizare drumuri de interes local în comuna Crașul, județul Bacău, ca urmare a modificării TVA-ului de la 20% la 19%. Mulțumim. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția, extindere, reabilitare, amenajare și echipare la școala gimnazială Învățător Neculai Păslaru, sat Cașul, comuna Crașul, județul Bacău. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării, extindere, rețea, distribuție apă în zona Vlașca, sat Cașul, comuna Cașul, județul Bacău și de aprobarea listei de inventar a bunurilor de retur de la această investiție ce se transmite spre exploatarea către SECRAP SA Bacău de mandatare. ADIP să reprezinte și să semneze în numele Comunei Cașin, anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Cine este pentru? Mulțumim. Proiectul 6. Proiect de hotărâre privind atestarea unui imobil ca făcând parte din domeniul privat al Comunei Cașin, județul Bacău. Mulțumesc. Cele două proiecte care au s-au suplimentat la ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al Comunei Cașin, județul Bacău. Cine este pentru? Și ultimul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția, extindere, modernizare, renovare și dotare, cămin cultural Cașin, cultural din Comuna Cașin, județul Bacău. Cine este pentru? Mulțumim.
Acestea spuse, ședința este încheiată. Deci, în momentul acesta.